Mutilată de termopane, nepăsare, dar și de lipsă de bani, renumita cetate Bender va fi readusă la viață. Pentru a o salva de la distrugere, Uniunea Europeană donează 2,5 milioane de euro. Cu acești bani va fi realizat un studiu de expertiză și, după ce vor fi stabilite cele mai afectate porțiuni, va începe prima etapă a lucrărilor. Aceasta va dura 2 ani, însă pentru o renovare totală este nevoie de aproape 10 ani. Primele concluzii despre starea cetății au fost prezentate ieri, când fortăreața ridicată în secolul al XV-lea, pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, a fost vizitată de experți internaționali. Luisa De Marco din Italia a fost invitată să facă parte din grupul de experți care vor restaura cetatea. Specialista a rămas șocată să vadă cum autoritățile orașului au decis să salveze fortăreața de la distrugere. De exemplu, pentru a întări pereții, muncitorii au folosit piatre de cotelet simplu și beton, cu alte cuvinte, foarte departe de adevărul istoric. At the moment might be problematic in terms of resources and also in terms of possible damages to structures that are below. You know, sometimes you need to live with the mistakes that we have made. O altă soluție condamnată de experta internațională este teracota folosită pentru intrarea în citadelă, geamul din termopan și o masă din plastic. Aici ar urma să apară o cafenea, explică administratorul cetății. Partea bună este că toate acestea vor putea fi ușor înlăturate. Always successful, but this is an effort that needs to be respected because they have made it possible to open it to the public. Pentru a salva cetatea medievală, Uniunea Europeană a decis să aloce 2,5 milioane de euro. Experții spun că în prima fază vor înlătura porțiunile accidentate. Lucrările ar putea să înceapă la vară. Pereții cetății sunt plini de fisuri și crăpături care prezintă pericol pentru integritatea construcției, spun experții. Unele au chiar și zeci de metri în lungime. Iar în unele locuri, pereții au cedat de mult și s-au prăbușit din cauza fundației slabe, astfel că necesită intervenții urgente. Investigations that have been done shows that the soil here is not homogeneous. There are parts that are more solid and there are parts that have been brought here so are softer and that can compress and that can move more easily. O altă problemă sunt plantele care cresc direct din pereți. Rădăcinile lor provoacă fisuri adânci, însă restauratorii nu pot să le rupă, ci doar să aștepte ca acestea să se usuce, ca să nu deterioreze pereții. Directorul cetății afirmă că ultima dată fortăreața a fost restaurată acum mai bine de un secol, iar banii pe care îi primește de la autoritățile din stânga Nistrului sunt insuficienți pentru a conserva construcția istorică, așa cum cer normele în domeniu. Reconstrucția, ca таковой в крепости не проводилась с 1892 года. До сих пор выделяли деньги только на строительство парка и на поддержание непосредственно самой цитадели крепости. Proiectul de restaurare a cetății Bender face parte din programul european Măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Din 1991, fortăreața aflată pe teritoriul controlat de regimul transnistrean s-a deteriorat. Pentru public, a fost redeschisă acum 11 ani. Potrivit directorului, cetatea este vizitată anual de aproximativ 60.000 de persoane, dintre care 30% sunt străini. Un bilet costă 25 de ruble locale, care valorează în jur de 27 de lei moldovenești.